Vă voi invita la un exercițiu nou. Pe fondul unui eveniment foarte cunoscut de toți, aș vrea să luați evenimentul acela și să-l aplicați la viața dumneavoastră, lucrul ăsta putând fi nou pentru fiecare dintre noi și având sens și de asemenea, crezând în mod serios că ăsta este scopul lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură. Vă voi invita să deschideți cuvântul în Evrei capitolul 11 și acolo ne vom ocupa de unul dintre cazurile cele mai puternice pe care le prezintă Apostolul Pavel aici. Sigur îl prezintă și pe Avram, dar după ce termină cu Avram, el vorbește despre, deci versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Amin. Dragii mei, câteva cuvinte asupra cărora vreau să vă atrag atenția. Vă rog să observați versetul 24. Moise n-a vrut să fie înfiat de către fiica lui Faraon. Versetul 25, ci a vrut mai bine. N-a vrut și a vrut. Sunt elementele de fond care guvernează ființa umană, dar mai ales viața de credință. În viața de credință, marile noastre decizii sunt în funcție de ce vrem și ce nu vrem să se întâmple cu viața noastră. Din cauza asta trebuie să hotărâm foarte bine care sunt prioritățile noastre, care sunt valorile noastre. Noi trebuie să știm în momentul acesta ce vrem de la viață, ce vrem de la relația noastră cu Dumnezeu și de asemenea ce hotărât nu vrem în viața noastră. Lucrurile nu trebuie să fie deloc ambigue. La domeniul acesta sau în domeniul ăsta trebuie să fie alb-negru. Trebuie să știm clar că vrem cerul și trebuie să știm clar că avem un iad de evitat. Când vorbesc despre iad, nu mă refer la pedeapsa veșnică, ci mă refer la despărțirea noastră de Dumnezeu, care are efectul acesta teribil despre care Sfânta Scriptură vorbește. Apoi, îmi place foarte mult celălalt cuvânt care apare aici. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În categoria asta, vreau și nu vreau, cuvântul a socoti ce înseamnă? A socoti. A cântări, a calcula, mulțumesc. Vă rog să observați, aici nu spune că pentru toată lumea comorile Egiptului nu erau valoroase, nu. Spune că a fost un om foarte ciudat, care în socoteala sa, în felul său de a cântări lucrurile, a ajuns la concluzia că Egiptul e zero. Egiptul cu toate comorile lui e zero. Și a ajuns de asemenea la ciudata concluzie că ocarea lui Hristos are valoare. Ocarea lui Hristos. Frații mei, cum e cu ocarea lui Hristos? Bun, și din momentul ăsta vă voi invita să deschidem în Exodul capitolul 2, pentru ca să trecem puțin pe textul biblic, de asemenea foarte cunoscut, dar de folos. Exodul capitolul 2, versetul 11. În vremea aceea Moise, crescând mare, a ieșit pe la, ziceți, pe la frații săi. Frații mei, e o problemă. El fusese înfiat de fiica lui Faraon. Care erau frații lui din punct de vedere legal? Curtea legală. Mama lui,
cei care erau acolo. Din punct de vedere legal, Moise fusese luat, fusese legăturile sale fuseseră tăiate și acum aparținea curții regale. Iar textul spune, a ieșit la frații săi. Care erau frații săi? Vă puteți imagina cum arătau frații lui? Cum arătau? Frații mei, mergi printre ei și îi vezi, făcând la cărămizi. Cum se făceau cărămizile? Amestecau cu picioarele noroi, paie cu noroi. Cum erau frații lui? Nu te puteai uita frumos, ca la o imagine frumoasă la ei, nu. Era zona, era ghetoul unde nu trebuia să intri. Astăzi în marile orașe ale lumii sunt anumite zone în care nu intri cu siguranță. Ei bine, asta era ghetoul respectiv. Și Moise s-a dus la frații lui. Când s-a hotărât Moise că oamenii ăștia ciudați sunt frații lui? Când? E riscant lucrul ăsta. Nu arată bine. Sunt prietenoși? Sunt prietenoși? Evenimentele de după aceea arată că nu sunt prietenoși și nici recunoscători. Când Moise a hotărât să ia apărarea unui israelit față de un egiptean și l-a omorât pe egipteanul care l-a abuza pe israelit, în minutul imediat următor, a doua zi de fapt, un altul îi spune, dar cine te-a pus pe tine judecător și mai mare peste noi? În loc să-i mulțumească, în loc să vadă din gestul acesta că vrea să-i elibereze, pentru că Moise asta a vrut să facă, să le transmită semnalul acela, eu sunt cu voi. De unde venea această preocupare? De la mama lui, care îi spusese până la vârsta de 12 ani aproximativ că ei sunt frații lui și că el este salvat de Dumnezeu pentru o misiune specială, că Dumnezeu are ceva deosebit pentru el. Și Moise se întreabă, oare ce? Textul pe care tocmai l-am citat spunea că Moise a avut în mintea lui viziunea celui nevăzut și că și-avea ochii ațintiți spre răsplătire. Cu alte cuvinte, el vedea scopul, vedea ce vrea Dumnezeu și el dorea să împlinească scopul lui Dumnezeu și anume să elibereze. Și când l-a văzut pe egiptean care l-a abuzat pe israelit, cu o lovitură l-a ascuns în nisip, transmițând semnalul poporului Israel că a venit vremea eliberării. S-a aștepta ca a doua zi, când se duce printre ei, tot să se strângă la el și să zică, mulțumim, suntem cu tine. Aștepta ca a doua zi să aibă acolo o partidă de frați. Aștepta să fie frații lui. Au fost frații lui? Nu. Cine te-a pus peste noi? Să fim serioși. Ești fratele nostru? Nu ești fratele nostru. Uneori simți treaba asta în biserică. Uneori simți că biserica ar trebui să stea în jurul tău și când aștept să stea în jurul tău, simți că frații se zic, cine te-a pus pe tine aici? Uneori te simți mai mult exclus decât inclus. Uneori te simți mai mult cu probleme decât cu binecuvântări. Vei rămâne la frații tăi sau nu? Vei rămâne cu frații tăi sau nu vei rămâne? Ce ziceți? Disprețuiți, înjosiți, așezați într-un ghetou egiptean, condamnați la moarte, ăștia erau frații lui. Nu știu dacă ați sesizat aspectul ăsta, dar faraon dăduse poruncă. După ce a dat poruncă ca moașele să ucidă pe întâi născuți de parte, adică pe toți copiii de parte bărbătească, și moașele n-au făcut lucrul acesta, faraon a luat măsuri mai draconice. Vă aduceți aminte ce a făcut faraon? Nu, înainte de asta. Uitați-vă la versetul 22, 1 cu 22. Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul egiptean. Aruncați în râu pe orice băiat.
Vă dați seama, din momentul acesta evreii erau vânați. Erau urmăriți. Pentru că orice copil de parte bărbătească să fie aruncat la Nil, să fie omorât. A fost un holocaust în vremea aceea. A fost un holocaust. Poporul întreg, poporul egiptean, a fost pus să urmărească, să vâneze și să execute. Iar Moise a zis, ei sunt frații mei. Repet însă, după ce frații lui i-au zis, cine te-a pus judecător peste noi, dacă ai fi în locul lui Moise, te-ai mai uita la frații tăi? În ghilimele. A trebuit să fugă, pentru că faraon dorea să ia viața. Versetul 15 din capitolul 2, faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să-l omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână. Vreau să vă opriți cu mine puțin aici, un minut. Lângă fântână, cu Moise. N-avea nimic. În 24 de ore, acest om care avusese totul, nu mai are nimic. În 24 de ore, un om care era obișnuit să conducă o țară întreagă, o oștire întreagă, ajunge să nu mai poată să comande la nimeni. Un om deosebit trăiește criza și șocul vieții lui. Vreți să le luăm pe rând, să vedem cam cum e? Eșec. Mama lui, Iochebet, îi spusese, Dumnezeu are un plan pentru tine extraordinar. Dumnezeu te-a dus la tronul faraonului ca să împlinești acest plan. Și dintr-o dată el este luat de acolo și aruncat lângă o fântână în Madian, în pustiu. Eșec sau nu? Eșec sau nu? 100%. Vinovăție. Doamne, ai avut un plan pentru mine și eu l-am stricat. E vinovăție. Este. Cum mă vei folosi mai departe? E greșeala mea. Mă ierți sau nu mă ierți? Abandon. Frații mei, eu nu știu. Scriptura nu-mi spune. Nu vreau să mă pronunț. Dar se pare că Moise a rămas în Madian fără o descoperire specială a lui Dumnezeu timp de 40 de ani. E adevărat? L-a abandonat Dumnezeu? Aparent. Fraților, nu vreau să vorbesc din punct de vedere a ceea ce știu acum. Acum eu știu altceva. Dar din punct de vedere al lui, pe teren, acolo, lângă fântână, s-a simțit abandonat. Te întreb treaba asta pentru că și tu și eu ne simțim abandonați uneori. Și mai ales atunci când greșim, mai ales atunci când avem eșecuri, mai ales atunci când avem falimente. Simțim limpede că, Doamne, mai ai grijă de mine? Te mai ocup de mine sau nu te mai ocup de mine? Există un reflex al refacerii traseului, adică retrăiești tot. Unde am greșit, Doamne? Începând de acolo până dincolo, unde am greșit? Arată-mi unde am greșit. Unde puteam să fac mai bine? Unde și unde credeți dumneavoastră că ajunge el, Moise, să creadă că putea să facă mai bine? Unde? Unde putea să facă mai bine? Poftiți? Doamne, dacă nu-l salvam eu pe evreul ăla. Nu? Acolo a fost singurul loc unde a greșit. Dacă nu-l salvam pe evreul ăla. Bun, și dacă nu-l salvai pe evreu, să-i lași în pace pe evrei. Există un reflex de felul ăsta, după ce te-a dezamăgit cineva o dată, de două ori, după aceea, lași în pace. Lucrul ăsta se întâmplă între români, spre exemplu. Am plecat din România, m-a dezamăgit un român. Să nu mai văd românii. Să nu mai aud de ei. Aoleu, am auzit iară în Walmart a vorbit românește. Când am auzit românește, am trecut pe partea cealaltă. Să nu cumva să mă audă cineva că vorbesc românește.
Treburi de felul ăsta. S-a întâmplat asta în viața lui Moise? A fost confruntat cu așa ceva? Vă spun lucrurile astea pentru că sunt de ale noastre. Sunt de ale noastre. Ispita victimizării. Știți cum e? E o ispită foarte mare, e la modă. Iar cine a fost de vină? Ei. Și uite, din cauza lor ce am devenit eu. Și sunt așa pentru că m-au călcat în picioare, m-au dezamăgit, mi-au făcut, mi-au... Avea dreptate? Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi mers mai departe și s-ar fi considerat victimă, unde s-ar fi ajuns? Unde ar fi ajuns Moise? Dacă s-ar fi considerat victimă Moise în momentul acela, următorul reflex emoțional era ura, dorința de răzbunare și dorința de a îndrepta lucrurile în ghilimele, deci de justețe socială. Și față de cine trebuia să îndrepte lucrurile? Pe cine trebuia să se răzbune? Gândiți-vă dumneavoastră. Apoi, complexul inutilității. Doamne! Am fost faraon până acum. Acum ce sunt? Cioban pe viață. Cioban pe viață. Mai am vreo șansă? Mai pot reface ceva? Mai pot? Nu. Cioban definitiv. Ce șansă ai în momentul ăsta? Aș vrea să facem un exercițiu vis-a-vis de modul în care putem ieși din crize. Vis-a-vis de modul în care Dumnezeu ne scoate din disperare și găsește o soluție pentru mine și pentru tine. Ce șansă am? Frații mei, omenește, foarte mulți ar fi fost ispitiți să-și ia viața în momentul ăla. Pentru că viața devine în felul ăsta, este văzută fără rost. Nu mai are nicio perspectivă. Mai ales față de omul care a fost orbit de strălucirea curții lui faraon. Acum, ce-ți mai oferă viața pe lângă niște oi? Nimic. Oamenii mândri, oamenii cu fire veche, nu mai văd niciun sens, niciun sens al vieții, niciun rost. Din cauza asta, în foarte multe situații, asistăm la faptul că oamenii falimentari, care ajung în situații de criză de felul acesta, termină cu viața. Acum, dacă nu termin cu viața, ce șansă ai? A doua șansă. Mai ai vreo șansă. Nu termin cu viața. Ce șansă mai ai ca să poți să trăiești? Poftiți? Cum să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru starea aia, suratanță? Zice, Dumnezeu îl binecuvintează, îi dă soție, îi dă copii. Față de curtea lui Faraon. Față de curtea lui Faraon. Nu uitați, e la zero. Varianta a doua este să se pocăiască, frații mei, pentru că criza asta are în ea dimensiunile durerii pocăinței. Ori mori, ori te pocăiești. Alte șanse n-ai. Altă șansă n-ai. Și ce înseamnă să te pocăiești? E o altă problemă. E o altă dimensiune. Ce înseamnă să te pocăiești? Că noi zicem, folosim cuvinte mari. Dar ce înseamnă să te pocăiești? Să te pocăiești. Să zici, Doamne, numai Tu mai știi cum e drumul meu de aici încolo, că eu nu știu. Un om care până acum știuse tot, să ajungă să spună nu mai știu, este extraordinar. Frații mei, toți suntem la fel. Toți suntem la fel sub vinovăție, sub păcat și sub presiunea din lumea aceasta. Singura diferență e pocăința. Cum ne pocăim și dacă ne pocăim. Atât. Pocăința face diferența. Toți putem trăi. Dar putem trăi o viață fără sens, la întâmplare, sau putem trăi o viață cu întoarcere la Dumnezeu, în așa fel încât să putem asista la o nouă perspectivă, pentru că criza în cazul lui Moise nu este un faliment. Criza în cazul lui Moise este
Schimbare de macaz. Dumnezeu i-a schimbat direcția, atâta tot. Șocant, dureros, dar i-a schimbat direcția. Criza nu înseamnă faliment. Criza nu înseamnă disperarea vieții fără sens. Ci criza înseamnă un moment în care Dumnezeu îți schimbă macazul. Îți schimbă direcția. Așa o înțelegi în pocăință. Și dacă n-ai pocăința, disperarea e teribilă. Ți-a schimbat Dumnezeu macazul? Ți-a schimbat? Încă ești pe un macaz vechi? Încă mai suntem în firea veche sau suntem pe macazul nou? Ai trecut prin criză sau încă n-ai trecut? Cum ai soluționat problema aceasta? Repet, singura diferență între oamenii care trăiesc pe pământul acesta, singura diferență reală este pocăința. Unii o dorim, pocăința, alții o mimăm. Ne facem și noi că suntem pocăiți, venim la biserică. Aici o problemă. Ne-am dorit pocăința și pentru că n-am fost frânți, cum a fost frânt Moise, mimăm. Alții o experimentează pentru o vreme. Am fost pocăit. M-am pocăit. Cât a ținut? Un an, doi, trei? Și acum ce ești? Fraților, ne dorim pocăința sau nu? Moise și-a însușit pocăința. Din momentul acela el a avut o singură perspectivă. Să se poarte ca un om pocăit cât o trăi. La oi. Altă șansă n-avea. Faraon nu mai putea să fie. N-avea. Ce putea să fie? Ori tâlhar, ori un om pocăit. Din două una. Și Moise a ales să fie pocăit. Și lasă-o pentru viață întreagă. Să fie pocăit cât o trăi. O, dragii mei, nu știu dacă vă place. Nu știu dacă vă place. Nu știu cum a fost și la Moise. Nu știu când a început să-i placă lui Moise. Dar știu un lucru că citeam de dimineață în Cartea Patriarhi și Profeți, zice, lucrurile pe care a trebuit să le învețe în 40 de ani, a trebuit să le dezvețe în tot 40 de ani. Lucrurile care le-a învățat în 40 de ani la curtea lui Faraon, a trebuit să le dezvețe încă 40 de ani în Madian, în pustie. Pocăit cât o trăi. Asta este sensul. Nimic mai mult, sub nicio formă mai puțin. El nu se mai vede o personalitate mesianică. Pur și simplu renunță la ideea asta. Tema lui de predilecție, știți care a fost? Iov. Acolo în Madian, Moise scrie cartea lui Iov. Care este tema fundamentală a cărții lui Iov? Care este tema fundamentală? Unii spun că este suferința. Dar vă mulțumesc foarte mult că a zis neprihănirea. Moise se regăsește în Iov pentru că el, în criza lui, problemele lui țin de amândouă aceste lucruri. Pe de-o parte, suferință cât încape, iar pe de altă parte, problema neprihănirii. Doamne, cum pot să ajung să fiu neprihănit? Cum pot să fiu neprihănit? Sunt sau nu sunt neprihănit? Și Iov spune, asta este ceea ce face Iov, spune la toată lumea, eu sunt neprihănit, așa spune Iov, corect? El spune, nu mă mustră cugetul pentru niciuna din zilele vieții mele. Iar prietenii lui ce spun? Nu se poate așa ceva, nu poți să trăiești fără păcat, Iov. Fii serios, nu poți să trăiești fără păcat. Și Iov vine și spune, ba nu e adevărat.
Am făcut legământ cu gura mea să nu păcătuiesc cu limba, cu ochii mei și n-am... Nu se întâmplă. Și toți ceilalți îi spun, nu e adevărat, nu se poate trăi fără păcat. Și este o bătălie infernală între cele două partide în care Iov rămâne singur și spune, oameni buni, dar eu n-am păcătuit. E posibil să nu păcătuiești? E posibil să trăiești neprihănit? E posibil? E posibil? Da sau nu? E posibil? Astăzi suntem în aceeași bătălie, dragii mei. De o parte, o lume întreagă spune, nu poți să trăiești, să biruiești păcatul. Pe de altă parte, este Iov care spune azi, neprihănirt înseamnă să birui păcatul. Vreau să vă spun un lucru, nu trebuie să spun cu puterea cui. Chiar nu trebuie să spun. Știți de ce? Încercați în putere proprie. Încercați în putere proprie. Nu e nicio problemă. Dumnezeu ne-a dat voie să încercăm cu mușchii noștri. Și de fiecare dată când încercăm cu mușchii noștri, spuneți care e rezultatul. Criză. Ca și Moise. Că Moise asta a încercat, asta a realizat. El a încercat să facă planul lui Dumnezeu cu inteligența lui, cu puterea lui și rezultatul. Dumnezeu nu i-a spus să nu facă. Dumnezeu a zis, vrei să faci? Ok, experimentează. Și experiența l-a trimis pe Moise în 40 de ani de pocăință. Să știți că este foarte greu să ieșim din vechiul legământ, să ieșim din captivitatea asta a firii noastre. E foarte greu. Durează 40 de ani. Și Moise, era Moise, la mine cât o să dureze? La dumneavoastră cât o să dureze? Mai durează? Încă o dată, asta a fost tema de predilecția lui Moise în Madian. Doamne, ce viață, ce pocăință, ce extraordinar! Știți că nu-l mai interesa nici politica, nici Egiptul și nici frații lui, știți? Nu mai știa nici ce mai e cu Aron. Trebuie să-i spună Dumnezeu la un moment dat, îl ai acolo pe Aron și el te așteaptă și te ajută. Atât de, eu știu cum să numesc lucrul ăsta, fără speranță, fără interes în ceea ce privește ceea ce le interesase înainte. Atât acolo a ajuns. Dragii mei, în Madian Moise moare. Chiar moare. Vă rog să-mi spuneți când îl învie Dumnezeu. Poftiți? La rug. Extraordinar. Extraordinar. Am găsit o expresie pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. În Deuteronomul 33 cu 16 este fantastic. Este binecuvântarea lui Moise pe care o dă asupra poporului Israel. Și știți cum îl binecuvintează? Zice așa, bunăvoința celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif. Ceea ce a simțit Moise la rug a fost învierea lui, a simțit că Dumnezeu este în sfârșit se ocupă de el după 40 de ani, după 40 de ani de abandon, după 40 de ani de criză, după 40 de ani de orice vreți dumneavoastră. Vede Moise un amărât de rug, spini, buși, orice vreți dumneavoastră acolo, care luase foc și nu se mai mistuia. În cartea tipologiilor se spune că asta a fost o reprezentare a lui Mesia, a Domnului Iisus Hristos, care a îmbrăcat natura umană cu natura divină, sau natura divină cu natura umană, ascuns-o. Și rugul care era foarte uman era nemistuit de o flacără care ar fi putut mistui orice, că i-a spus lui Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare. Nu te purta oricum.
Ai grijă. Locul pe care calci este sfânt. Binecuvântarea celui ce s-a arătat în rug. Bunăvoința lui să fie peste tine. Extraordinar. Haideți puțin de tot să citim și să ne apropiem de momentul gloriei lui Moise și să încheiem. Versetul, capitolul 3, versetul 1. Moise păștea turma socrului său, a mânat turma până dincolo de pustie, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Evenimentele astea sunt scrise mai târziu și Moise își aduce aminte și pune locului aceluia, îi pune numele pe care îl va, sau îi dă semnificația care o va descoperi mai târziu, când Dumnezeu acolo dă legea, stă cu poporul evreu aproape un an de zile la muntele Sinai și zice, acolo. În sfârșit. Moise se duce, stă de vorbă cu Dumnezeu. Termenul care apare aici este Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, spune versetul 2. Cine este Îngerul Domnului? Este foarte limpede, trebuie să ținem minte, el se intitulează mai târziu Iahve. Ori de câte ori în Sfânta Scriptură de aici încolo întâlniți Îngerul Domnului, să știți că este Iahve. Îngerul Domnului i-a însoțit pe tot parcursul călătoriei lor. Cine îi însoțea? Domnul Iisus Hristos. A? Pe muntele Sinai cine era? Domnul Iisus Hristos. În focul de, în stâlpul de foc și de nor, cine era? Domnul Iisus Hristos. Este foarte limpede, vă rog să urmăriți această dorință de apropiere a lui Iisus Hristos de un popor destul de rudimentar. Același popor care trăise în ghetoul egiptean, condamnat la moarte, la mizerie, iliterat, trădător în felul lui de a fi, același popor este numit de Dumnezeu întâiul meu născut. Întâiul meu născut. Versetul 7 spune, am văzut asuprirea poporului meu, poporul meu. Foarte interesant. 2. Îi cunosc durerile. 3. Versetul 8. M-am coborât să-l izbăvesc. Asta este ceea ce face Dumnezeu în momentul în care îi dă viață lui Moise. Și Moise zice, foarte bine, Doamne, dacă vrei să-l izbăvești, izbăvește-l. Izbăvește-l. Excelent. Și aici apare șocul. Versetul 10. Eu te voi trimite la faraon. Doamne, 40 de ani m-am străduit să nu mai știu nimic. 40 de ani de criză. Cum să mă trimiți pe mine? Nu insist asupra acestui lucru, dar puteți înțelege șocul. Doamne, de ce trimiți un om de felul ăsta care nu mai știe nimic, nici măcar să mai vorbească, spune mai târziu? De ce îl trimiți? De ce trimiți un om care este redus la valoarea zero? Pentru că eu aș înțelege că unul care se pricepe mai bine la politică, se pricepe mai bine la relații internaționale și are la îndemâna sa niște, niște abilități sociale mai deosebite, plus o armată, ar elibera mai bine poporul Israel, nu? Nu? Așa gândesc eu. Dacă am avea pe cineva în Parlament, dacă am avea pe cineva în guvern, dacă am avea pe cineva să aibă, să ne fie reprezentantul nostru, cred că ar fi mai bine, nu? Sigur că da, așa gândim noi. Vreau să vă întreb, pe cine avem în Parlament, în guvern? Pe cine? Asta e tot. Frații mei, Iahve. Iahve. De asta e necesar să ne rugăm, de asta e necesar să mijlocim, pentru ca Dumnezeu să fie acolo, îngerul care stă înaintea feței lui să fie acolo. Și frații mei, din momentul ăsta Dumnezeu îl ridică pe Moise și dacă vă uitați cum îl ridică pe Moise, este extraordinar. Poate că putem învăța ceva de aici. Știți,
Vreau să vă spun limpede, când Dumnezeu socotește neprihănit pe cineva, Dumnezeu face lucruri extraordinare pentru el. Să nu credeți vreodată că un om care a fost făcut neprihănit devine un om slab. Un om care a fost făcut neprihănit, socotit neprihănit de Dumnezeu, devine puterea lui Dumnezeu, pentru că, spune Pavel mai târziu în Romani, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea care crede. Ce este Evanghelia lui Iisus Hristos? Este putere. Să nu mai spuneți că noi nu putem să biruim păcatul. Să nu mai spuneți lucrul acesta, pentru că Evanghelia înseamnă putere. Evanghelia înseamnă că Dumnezeu a venit și ne-a oferit putere pentru a fi mai mult decât biruitori prin Cel ce a biruit totul. Vorbiți despre faptul că putem totul în Iisus Hristos care ne întărește. Vorbiți despre biruința aceasta extraordinară. Uitați-vă ce face Dumnezeu cu Moise. Îl ia de la nivelul zero. Îi spune, te trimit. Moise spune, da, nu pot. Dumnezeu îi spune, versetul 12, eu voi fi negreșit cu tine. În momentul în care Dumnezeu socotește neprihănit pe cineva, Dumnezeu dă asigurarea că va fi cu el. Ești socotit neprihănit? Ai venit la Iisus Hristos? Ai făcut legământ cu el? Dumnezeu spune, voi fi cu tine. Termenul negreșit ce înseamnă? Cu siguranță, 100%. Voi fi cu tine. Ne purtăm noi ca niște oameni care avem la dreapta noastră pe Îngerul lui Dumnezeu? Ne purtăm noi ca niște oameni care avem nu acces, ci care, de fapt, Dumnezeu are acces la noi. Ne purtăm așa? Moise, așa cum știți, șovăiește și spune, Doamne, nu pot. E normal să spună nu pot, Dumnezeu este pregătit. Moise zice odată, versetul 4:1, n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Și Dumnezeu îi dă 3 argumente lui Moise prin care el, în mod rațional, să-i facă pe oamenii aceia să-l asculte. Știți care sunt cele 3 argumente? Vă amintiți? Un argument este toiagul, al doilea este mâna și al treilea este Nilul. Spune așa, toiagul se va preface în șarpe la cuvântul tău, mâna va purta semnele unei boli incurabile și se va vindeca. Oarecum Dumnezeu a dat să înțeleagă dacă ții mâna mai mult în piept și îl veți face și îl veți transforma în sânge. 3 argumente. Un singur comentariu, un singur refuz al lui Moise, Dumnezeu îi dă 3 argumente și Moise nu își revine. Moise spune nu, mai departe. Spune nu știu să vorbesc și Dumnezeu îi zice, versetul 12, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Frații mei, în Egipt, Moise privise la Dumnezeu, privise la răsplătire, dar la un Dumnezeu undeva îndepărtat, undeva în colțul universului. Acum Dumnezeu spune, voi fi cu gura ta, voi fi cu tine. Marea diferență care se întâmplă aici este diferența de la un Dumnezeu care este acolo și un Dumnezeu care călăuzește, care e cu tine în fiecare zi. Vreau să te întreb, cum e Dumnezeul tău? Cum e Dumnezeul meu? E un Dumnezeu undeva îndepărtat acolo sau e un Dumnezeu care este cu gura mea? Este un Dumnezeu care este cu mine în fiecare zi. Cum e? Și vă rog să observați cum Moise primește putere. În versetul 3:12, eu voi fi negreșit cu tine. 4:12, voi fi cu gura ta, te voi învăța ce vei avea de spus. Și Moise nu mai poate, zice, Doamne, lasă-mă, te rog eu frumos, trimite pe oricine ai vrea să trimiți, dar numai pe mine nu. Și aici, versetul 16, apare, Doamne, cât de mult vrei să lucrezi pentru noi? Tu vei ține locul lui Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Moise.
tu vei ține locul lui Dumnezeu pentru Aron și pentru popor. Doamne, păi sunt zero. Vedeți până unde îl înalță Dumnezeu. De la zero, de la ceva ce n-a fost, ajunge să spună, tu vei ține locul meu. Vă dați seama de ce a fost nevoie la un moment dat ca Moise să ajungă zero? Pentru ca să poată să ia locul lui Dumnezeu și să nu se reprezinte pe sine. Să ia locul lui Dumnezeu în relația cu Aron, în relația cu poporul, să fie portvocea lui Dumnezeu și totuși să-L preamărească numai pe Dumnezeu. Performanța asta este unică și aici este marea bătălie care se duce în viața fiecăruia dintre noi. Ori de câte ori Dumnezeu ne dă puțină autoritate, puțină putere, noi ridicăm ființa noastră în prim plan și lăsăm pe Dumnezeu în plan secund. La Moise nu s-a mai întâmplat treaba asta niciodată. Moise murise. Când Dumnezeu l-a înviat pe Moise la rug, a înviat un alt Moise care purta numele lui Iisus Hristos. Dragii mei, asta e pocăința, asta este îndreptățirea prin credință. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă pe toți. Să nu credeți că poporul lui Dumnezeu e popor slab. Să nu credeți că Dumnezeu ne cheamă pe noi la un nivel al compromisului și a unor oameni care se mută în stânga și în dreapta. Dumnezeu vrea să facă din noi, din poporul Său, un popor care să poată să poarte puterea lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, biruința lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, să fim reprezentanții Lui pe pământ. Amin. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, am venit înaintea Ta în dimineața aceasta în dorința de a reface închinarea noastră, legământul nostru cu Tine și dorința de a conduce viața noastră. Vrem, Doamne, ca în ciuda oricărei experiențe care am avut-o, personal, fiecare, să-ți dăm voie să lucrezi în viața noastră așa cum ai lucrat în viața lui Moise. Doamne, Tu cunoști problemele noastre, durerile noastre, dezamăgirile noastre. Numai Tu ești acela care le poți tămădui. Numai Tu ești acela care ne poți realege din nou. Numai Tu ești acela care ne poți trimite din nou. Numai Tu ești acela care ne poți înălța, Doamne, pentru ca să se vadă gloria Ta și nu gloria noastră. De aceea am stat înaintea Ta. Fă-ți lucrarea cu noi, în noi și pentru noi, căci suntem gata, Doamne. Amin.